având o funcție, inclusiv funcția de administrare a file-urilor Interpolului. Era a chiar șeful comisiei care decidea dacă omul este anunțat, exact. Anunțat în căutare exact. Internațională sau acolo nu este unde a generat foarte multe probleme, dar a soluționat și anumite situații, făcând niște servicii pentru cei care l-au delegat acolo, adică cei de acasă. Și sunt puțin să discută la noi în spațiu public, dar vorbim despre mii de oameni care au fost introduși în căutarea internațională prin decizia acestei comisii a lui Pârlog, care de fapt sunt persecutați politic. Vorbim de mii de oameni numai din Turcia. Și brusc, Plahotniuc se întâlnește cu însăși Erdoğan. Iată, asta e un lucru esențial. Faptul că el revine în Republica Moldova, este în mod evident că cei de la Interpol s-au clarificat. Apropo, premierul Filip, ieri sau azi, a avut o vizită la Interpol. Chipurile cu ocazia 27 de ani, vedeți ce cifră rotundă, de la fondarea Poliției Republicii Moldova. Și la pachet, această revenire a lui Pârlog, despre care se vorbește apropo de vreo lună și jumate. Da, se zvonea chiar că el ar fi putut să vină în fruntea Centrului Național Anticorupție. Deci vrei să spui că deci asta este o modalitate... Deci aceasta nu este revenire binevolă, ci asta cei este de la Interpol o modalitate voalată de a-l scoate de la Interpol, pentru că sunt absolut sigur că oamenii de acolo le-au spus foarte clar celor din Guvernul Republicii Moldova și știu, asta nu este unica poveste absolut urâtă în care acest guvern a atras Republica Moldova în legătură cu Interpol. Deci aici vorbim despre o chestie foarte și foarte urât mirositoare și în mod evident li s-a spus luați-vă-l de aici cu binișorul.